Bună ziua încă o dată tuturor! Vă mulțumesc din numele domnului Ilan Șor, a fracțiunii noastre și a echipii Partidului Politic Șor că sunteți aici. Așa cum și am scris pe paginile noastre de socializare, avem un subiect foarte important care vrem să discutăm astăzi cu dumneavoastră, cu concetățenii noștri și să vă anunțăm câte ceva vouă, stimați reprezentanți ai mass media. V-am invitat astăzi ca să vă comunicăm despre un proiect de lege elaborat de fracțiunea noastră parlamentară care îi vizează direct pe concetățenii noștri care activează în cadrul instituțiilor de forță. În special mă refer la polițiști și carabinieri. Vă atrag atenția asupra faptului că de mai bine de 6 săptămâni în Chișinău au loc proteste în regim non-stop. Deși acțiuni de masă au loc pe parcursul întregului an cu o anumită periodicitate. De multe ori aceste evenimente se petrec în zilele de odihnă sau în afară programului de lucru, inclusiv noapte. După cum bine știți, în astfel de cazuri polițiști sunt scoși la lucru de multe ori cu tot efectivul pentru a asigura ordinea publică. Repet, acești oameni sunt forțați să lucreze, inclusiv atunci când ceilalți cetățeni au zi liberă. Adică sunt scoși de lângă familiile lor, din case, pe alertă și pus să stea în frig, în stres, pentru perioade nedeterminate de timp. Dacă este să ne referim strict la proteste, pentru că anume ele necesită cea mai mare implicare din partea forțelor de ordine, vedem cu toții că polițiștilor nu le este deloc ușor, fiind supuși unor presiuni uriașe din partea puterii politice. Pe de o parte, sau, pe de altă parte, expuși criticilor din partea cetățenilor care protestează care sunt indignați public. Dar știți ce este cel mai grav? Că ei nu sunt plătiți suplimentar pentru orele petrecute în serviciul public în afară programului de lucru. Chiar dacă toate normele și cutumele prevăd expres că remunerările în acest caz trebuie să fie dublate. Întrebarea logică și ferească pe care ne o punem noi și în mod sigur și o pune fiecare polițist este de ce guvernarea care exploatează și expune pe acești oameni în interesele lor politice nu binevoiește să-i răsplătească suplimentar pentru acest efort. Răspunsul poate fi de un singur fel și în cazul polițiștilor, ca și în cazul tuturor celorlalți cetățeni moldoveni. Maia Sandu și PAS manifestă același dispreț și aceeași atitudine inumană. Așadar, fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a elaborat un proiect privind completarea legii numărul 270 din 2018 referitoare la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și anume articolul 202, spor pentru asigurarea ordinii publicii la exercitarea dreptului la libertatea întrunirilor pașnice. Mai exact, modificarea propusă de noi prevede următoarele. Pentru participarea la acțiuni de menținere a ordinii publice și asigurarea a exercitării libere de către cetățeni ai dreptului la libertate întrunirilor pașnice, personalul organelor afacerilor interne va beneficia de un spor în mărime de 3.000 de lei pentru fiecare zi de participare la astfel de acțiuni. Noi considerăm că în actualele condiții, când este mai mult decât evident că presiunea străzii va crește, acest adaos salarial este nu doar justificat, dar și extrem de necesar. Mai ales că știm foarte bine că polițiștii noștri sunt plătiți foarte prost, iar fiecare dintre ei face lucru pentru doi, în condițiile în care sistemul se confruntă cu un deficit acut de cadre. În plus, vedem cum de foarte multe ori guvernarea le dă ordine ilegale pe care polițiștii sunt nevoiți să le execute și pentru care vor purta răspundere personală. Îmi pare rău să o spun, dar reprezentanții instituțiilor de forță ar trebui să știe că în momentul în care vor fi diferiți justiției pentru diverse abuzuri comise între timp, va conta
va conta nu doar cine a dat ordinul ilegal, dar și cine l-a executat. Prin urmare, mulți dintre ei vor avea nevoie de avocați și vor suporta foarte multe cheltuieli în cadrul proceselor de judecată. Prin urmare, considerăm că guvernul este obligat să țină cont de aceste realități și să aloce niște fonduri suplimentare, mai ales că 3.000 de lei în actualele condiții este o sumă derizorie. Insistăm ca acest proiect de lege să fie examinat în regim de urgență. Și încă o dată și încă o dată demonstrăm că echipa noastră a partidului politic Șor are responsabilitatea față de toți cetățeni. Chiar dacă noi suntem dezamăgiți de acțiunile organelor de forță, noi oricum credem că această categorie de oameni trebuie să fie tratată cu respect și trebuie să fie create condiții mai bune și mai destoinice pentru traiul lor. Sperăm că partidul PAS, măcar de data aceasta, o să demonstreze acest respect față de polițiști și reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că la momentul actual ei nu fac decât să dea indicații oamenilor aceștia, dar nu se gândesc de familiile lor și despre cum ei trăiesc. Eu sunt mândră să vă prezint acest proiect de lege și sper că toate fracțiunile parlamentare îl vor susține. Noi îl vom înregistra astăzi și desigur că invităm pe toți cei care sunt cointeresați de soarta oamenilor care reprezintă organele de forță să vină cu propuneri și cu recomandări. Dar credem că acest proiect de lege este ideal și foarte binevenit, mai ales în situația în care noi suntem. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună tuturor. Mersi!